văzut așa, n-ai văzut să nu plec de acasă, copiii mei sună non-stop, zici că sunt de țâță, da, mamă! Poftim? Dacă avem ceva de mâncare acasă? N-avem, mamă, nu. Păi ce să facem noi cu mâncarea? Că doar știi bine că nu mâncăm. Păi deschide frigiderul, mămică, deschide frigiderul. Cu ce? Cu mâna dreaptă, deschide frigiderul și te uiți în el. Eu sunt plecată, lasă-mă puțin. Ți-e fomiță. Păi las că aveți în frigider de toate. Aveți ciorbă de perișoare, ciorbă de burtă, supă cu găluște. Că de n-am stat 3 zile în bucătărie. Nu-ți place nimic. Avem musaca. Avem de-asta de pui, tocănițe de pui cu smântână. Nici asta nu-ți place. Făceți-vă sandwich. Mamă, sandwich, da? Așa, măicuță. Deci n-am văzut așa ceva. Dă-mi-l pe frate tău. Ce vrei, mă? Tu ce vrei? Că-mi trimisești 50.000 de mesaje. Că nu-ți lăsai bani. Păi ce să faci, mamă, cu banii? Ce să faci, măicuță, cu banii? Că sunteți liberi. Unde vă duceți astăzi? A, lăsați-mă să vin acasă. Lăsați-mă și pe mine să vin și eu acasă ca tot omul. Da? Acum sunt plecată. De fapt, nu stau pe loc. Că opri mașina, trebuie să-i pe dreapta să vorbesc cu voi. Crezi că cine știe ce se întâmplă, măicuță? Copiii lui mama, da, păpușile mele, dă-mi-o pe soruta. Unde e borcanul cu muștar? Păi unde ar putea să fie borcanul cu muștar, mamă? Pe șemineu. Alo! Cum te duci, mă, să-l cauți pe șemineu? Tot în, pe ușa de la frigider. Așa, dacă avem cremvuști? N-avem cremvuști. Mâncați sandwich-uri, vedeți că aveți șuncă de curcan, de porc, de ce-o fi, șunca. Unde e prăjitorul de pâine? Păi e cu mine în mașină, mamă, lua în pulbagaj să plec cu el în oraș. Păi unde sunt? În bucătărie e prăjitorul, acolo lângă filtrul de cafea, îl deschizi, nu, îl bagi în priză și bagi amândouă felile, una, două, câte vrei să mănânci. Singur, singur se face. Da, mamă, da. Da, mamă, da, mai avem un pic și facem 50 de ani și nu știm unde e prăjitorul, nu știm nimic. Bine, hai, pa, pa. Pa, mamă, pa. Așa fac și copiii dumneavoastră, la fel ca ai mei? Hm? La fel, să nu știe nici unde e aia, nici unde e aia, nici unde e aia. M-am făcut fleașcă. Hai, vă pup, să aveți o zi bună. Perfect.